Despre cum te ajută în viață antrenamentul empatic funcțional. Mă uit de ceva vreme la fotbal american, dar mă uit la modul serios, împreună cu câțiva colegi de la Cooperativa 2.0, unde ne adunăm aproape în fiecare duminică să ne uităm la câte un meci, Proiector ca lumea, boxe ca băieții. Uneori la câte o fază din timpul jocului se întâmplă cam așa: jucătorul vine cu atâta viteză înspre linia de margine încât nu mai poate frâna și se îndreaptă vertiginos înspre oamenii aflați după linia cu pricina. Și aici vine chestiunea cu antrenamentul empatic funcțional. Căci acei oameni înspre care vine jucătorul cu viteză se împart fix în două categorii, pentru ușurința explicației. Categoria 1. Cei care nu sunt jucători, antrenori oficiale a echipei, fotograf, cameraman, sunetiști și alții. Și categoria 2. Jucătorii de pe banca de rezervă și ce diferență mare între cum se feresc de jucătorul care vine în viteză cei din prima categorie față de cei din a doua. Cei din prima categorie de cele mai multe ori sunt loviți cumva de jucătorul care vine în viteză, deși încearcă să se ferească și o fac la modul de-a dreptul caragios pentru cineva care se uită la ei de la distanță, adică sar brusc, se zmucesc, dau din mâini și din picioare. Adică dau dovadă de un fel de efervescență care, cred ei, îi poate ajuta să scape de contactul cu jucătorul care vine în viteză. Numai că în cele mai multe cazuri nu reușesc asta și poc se ciocnesc, în ciuda efortului lor efervescent. Cei din a doua categorie, adică jucătorii de pe bancă de rezervă, reacționează cu totul altfel la jucătorul care vine în viteză înspre ei. În primul rând, nu-i vezi deloc făcând gesturile alea efervescente pe care le fac cei din prima categorie. Ei nu se agită. Sunt calmi și încearcă să evite contactul abia cu câteva fracțiuni de secundă înainte ca acesta să se producă. Și și atunci o fac calm, cu gesturi care arată un fel de relaxare eficientă, dacă vrei. Și de cele mai multe ori, această evitare foarte eficientă a contactului vine cu un alt gest încercarea de a opri jucătorul venit în viteză să meargă mai departe, ca un fel de amortizare a impulsului său, un fel de ajutor, jucătorul în viteză putând să se rănească în anumite momente sau să-i rănească pe unii din prima categorie aflați în zonă. Diferența dintre atitudinile jucătorilor de pe banca de rezervă și cea a celorlalți vine din ceea ce am denumit eu antrenamentul empatic funcțional, care, în cazul de față, înseamnă, din punctul meu de vedere, două chestiuni antrenamentul propriu zis. Adică jucătorii au fost expuși de atât de multe ori la un alt jucător care vine în viteză înspre ei, încât pentru ei nu pericolul reprezentat de corpul jucătorului care vine direct înspre ei este provocarea, ci cum să obții maximum de beneficii din această provocare. Adică dacă ești pe teren în timpul meciului, cum să-l oprești din înaintare să nu câștige teren sau cum să-i smulgi mingea din mână, dacă ești în apărare, sau cum să te ferești de el ca să câștigi cât mai mult teren și să nu îl lași să-ți fure mingea dacă ești în atac. Ca să fie eficienți și să își atingă obiectivul, jucătorii se antrenează foarte dur, ani de zile, timp în care exersează mii de astfel de faze, care să-i ajute să își dezvolte atât un soi de automatism, cât și acea absolută necesară Absolut necesară relaxare, adică lipsa de efervescență, care să-i ajute să judece cât mai bine faza și să ia cea mai bună decizie pentru ei. Antrenamentul este decisiv. Indiferent de calitățile native pe care le are un jucător, dacă nu se antrenează temeinic, degeaba are acel talent. Și cu și câți jucători senzațional dotați nativ nu s-au pierdut pentru că s-au bazat exclusiv pe talentul lor și au muncit prea puțin la antrenamente. Asta în timp ce jucători mult mai puțin talentați și-au văzut de treabă. Au tras tare la antrenamente și au prins lotul. În timp ce ceilalți, îi doar cu talentul, stau și acum într-o crâșmă și îi bârfesc pe cei din lot pe sistem de eu eram mai bun ca ei. Așa și la ce a folosit. Antrenamentul, deci, este de cele mai multe ori cel care îți aduce cu adevărat beneficii, iar talentul, când există, înflorește și uneori explodează pe baza antrenamentului. Empatia. Când ești jucător, știi că este doar o chestiune de timp să fii pus și tu în situația jucătorului care se îndreaptă în viteză către linia de margine. Și și tu ai vrea să nu lovești pe nimeni și să fie alții care să încerce să-ți amortizeze cumva impulsul. Căci la urma urmei, o definiție foarte directă a empatiei este fix asta. Se te pui în pielea celuilalt ca să înțelegi prin ce trece. Iar jucătorii de echipă de nivel înalt sunt printre cele mai empatice persoane. Chiar dacă uitându-ne strict la competiția dintre ei și cei din echipa adversă, pare că sunt de-a dreptul dușmani. Doar că dușmania dintre ei ține de regulile jocului. Un joc în care o echipă câștigă, iar cealaltă pierde. Un joc în care fiecare jucător încearcă să dea cât mai mult ca echipa sa să câștige. Însă atunci când, revenind la faza cu jucătorul care vine în viteză înspre marginea terenului, regulile jocului nu se mai aplică, lucrurile se schimbă și empatia, adică îl înțeleg prin ce trece, își intră în drepturi. Căci dacă îl lasă pe jucătorul aflat în viteză să se lovească de un zid, tocmai pentru că s-a ferit de el și nu a încercat să-i oprească înaintarea, la ce îi folosește? La nimic. La fix nimic. Ba mai mult, jucătorii adevărați știu că universul are un soi de lege a compensației irefutabile, care zice în mare așa. De fiecare dată când ai un mare noroc și câștigi un meci, Asta o să ți se întoarcă în alt meci când o să ai un ghinion la fel de mare și o să-l pierzi. Iar legea asta universală se aplică în cazul marilor jucători și la faza pe care am luat-o ca exemplu. Astfel, de fiecare dată când nu ajută un jucător aflat în viteză să se oprească și el se lovește de un obstacol, Universul va avea grijă ca și el să ajungă la un moment dat în acea situație. Și acum înlocuiește terenul de joc cu viața ta. Și înlocuiește-l pe jucătorul care se îndreaptă în viteză către linia de margine, un deadline, o urgență, o provocare, cu tine. Iar apoi înlocuiește-i tot cu tine, pe rând, pe unul din cei aflați în prima categorie și în a doua categorie. Și imaginează-ți care ar fi antrenamentul pe care ar fi bine să-l faci ca să reușești în funcție de ipostaza în care ești pus, să eviți pe viitor cât mai bine tot ce vine în viteză către tine cu gândul să te doboare. Și să te gândești la faptul că empatia este absolut necesară în viața noastră de zi cu zi. Doar că, dacă nu o punem să tragă în aceeași direcție cu antrenamentul de mai sus, s-ar putea să-ți dea cu virgulă, de multe ori. Am adunat cele două chestiuni de mai sus, antrenamentul și empatia, într-o singură sintagmă, pe care am denumit-o antrenamentul empatic funcțional, și pe care te-aș ruga să o comentezi și să o analizezi. Așa o să învățăm toți, și poate o să fii mai câștigați decât obișnuita ceartă cu strigături din social media. Aia zic.